ascunsul ielelor, spectacolul de lasere și jocul focului au marcat a 5-a ediție a manifestării Dracula Fest, care s-a desfășurat chiar în cetatea lui Vlad Țepeș, de lângă Vidraru. Acolo se ajunge doar cu pasul, urcând cele 1480 de trepte. Un adevărat efort, dar care merită o dată pe an, fie și numai pentru peisaj și spectacol. Ce puțin, Romeo? Nu erau lingerie, dar ăștia au cuzonat. Odinioară, cetatea de pe Argiș era un adevărat bastion al lui Țepeș, la granița dintre provincii. Treceți batalioane române, carpații, larme cu frunze și flori, vă așteaptă